Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru interesul manifestat față de reglementările Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ordonanța 30/2020 și Ordonanța 32/2020 au intrat în vigoare. Ele au mai multe prevederi despre care o să vorbim în perioada următoare în spațiul public, dar pentru această dimineață, având în vedere interesul sporit pentru subiectul legat de șomajul tehnic, respectiv de data de 1 aprilie, ziua de mâine, când activitatea tuturor celor care solicită sprijin va fi deja în atenția agențiilor județene pentru ocuparea forțelor de muncă, respectiv agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, mă voi referi cu precădere la acestea. Prin cele două ordonanțe, Guvernul vine practic cu un sprijin concret, materializat prin fonduri necesare pentru acoperirea salariilor în quantum de 75%, așa cum sunt reglementările în Codul Muncii cu privire la șomajul tehnic, pentru toți aceia care au contracte individuale de muncă afectate de situația de criză pe care o traversăm cu toții. În egală măsură, Guvernul vine prin cele două ordonanțe în sprijinul celor care desfășoară activități prin alte forme contractuale decât contractele individuale de muncă, situație despre care voi vorbi mai departe și care va intra în area de competență agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. Măsurile luate prin cele două ordonanțe de urgență reglementează practic situația de criză așa cum este ea menționată în decretul președintelui României, anume afectează perioada 16 martie-16 aprilie 2020. Odată cu intrarea în vigoare a celor două ordonanțe, 30 și 32, am semnat ordinele, în anumite cazuri alături de miniștrii de resort, așa cum este cazul sportivilor, respectiv pentru alte activități alături de Ministrul Culturii, astfel încât să fie disponibile documentele necesare pentru toți cei afectați de situația de criză prin care trecem și care au dreptul să solicite în baza sprijinului guvernamental susținerea financiară pentru acoperirea salariilor, respectiv a veniturilor în această perioadă delicată prin care trecem. Aș vrea să mulțumesc foarte mult tuturor celor care au contribuit atât la reglementările care au intrat în vigoare, cât și la organizarea pe care am pus-o la punct și despre care vă voi vorbi astăzi alături de președintele ANOFM, domnul secretar de stat Victor Picu, care va lua cuvântul imediat după mine, respectiv alături de secretarul de stat Alin Ignat, cel care coordonează activitatea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Suntem, deci, pe ultima sută de metri cu punerea la punct a măsurilor de organizare, astfel încât, începând de mâine, să puteți depune toate actele necesare în vederea obținerii fondurilor alocate prin măsurile guvernamentale puse la dispoziție de guvernul condus de Ludovic Orban. În primul rând, aș sublinia faptul că agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din județul în care angajatorul are sediul social vor primi prin mijloace electronice, începând de mâine, astfel încât să se închidă luna martie, solicitările pentru primirea fondurilor în vederea acoperirii cheltuielilor pentru personalul, pentru angajații având contracte individuale de muncă pe care i-au înregistrat în revisal anterior ca intrând în șomaj tehnic. Ce trebuie să depună un asemenea angajator care are angajați prin contracte individuale de muncă, deja înscriși în revisal ca intrând în șomaj tehnic la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din județul în care își au sediul social? Prin depunere, înțeleg, comunicarea prin mijloace electronice, o cerere, o declarație pe proprie răspundere și lista angajaților despre care solicită fondurile guvernamentale anterior înregistrându-i în revisal ca intrând în șomaj tehnic. La agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, din județele în care persoanele având alte forme de angajare decât contractele individuale de muncă prestează activități, se vor prezenta cei care lucrează, de exemplu, prin PFA, prin forme de lucru tip întreprindere individuală, prin contracte de muncă de drepturi de autor, dar și cluburile sportive care au angajați în altă formă
de muncă decât contractele individuale, cum ar fi contractele de activitate sportivă, așa cum au fost ele reglementate în legislație. Toate aceste categorii vor depune electronic, la fel, o cerere și o declarație pe proprie răspundere la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială din județul în care își desfășoară activitatea. În cazul cluburilor sportive, având sportivi angajați prin contracte de activitate sportivă, față de cerere și declarație pe proprie răspundere, se va atașa și lista sportivilor pentru care solicită fonduri prin sprijinul guvernamental menționat. Niciuna dintre aceste categorii, că vorbim de angajatori având angajați cu contracte individuale de muncă care se prezintă la AJOFM-uri, sau de cei care se vor prezenta la AJPIS-uri, pentru că lucrează prin PFA, prin întreprindere individuală sau prin altă formă contractuală, nu va prezenta certificat de urgență. Guvernul, având în vedere evoluția lucrurilor în România, a înțeles să elimine orice barieră birocratică și să rezume comunicarea cu cei care solicită fonduri la următoarele documente pe care le repet. O simplă cerere, o declarație pe proprie răspundere și acolo unde este cazul, la AJOFM-uri cu precădere, lista angajaților aflați în șomaj tehnic, respectiv la AJPIS, cluburile sportive vor depune lista sportivilor pentru care au forme contractuale tip contracte de activitate sportivă. Nu plătesc angajatorii, respectiv nu avansează celelalte categorii aflate în alte forme contractuale niciun ban angajaților sau colaboratorilor de la dânsii. Guvernul va plăti aceste fonduri din care vor face plățile către angajați. Cei care depun începând de mâine pentru a se închide luna martie fonduri, solicitări la AJOFM vor primi fondurile în maxim 15 zile. Nu avem intenția să prelungim activitatea AJOFM-urilor până în ultima zi, până în ultima zi din această perioadă. De aceea așteptăm începând de mâine solicitările pentru a le putea procesa în regim de urgență. Termenul prevăzut în noua ordonanță a fost scurtat față de prima propunere pe care am făcut-o, dar nu înseamnă că îl vom acoperi la maximum, ci că vom procesa solicitările pe măsură ce acestea sunt depuse. De îndată ce angajatorul, cel care are angajați cu contracte individuale de muncă, primește fondurile guvernamentale, și anume 75% din câștigul salarial al persoanei până la maximum 75% din câștigul salarial mediu brut, va face plata către angajat în termen de 3 zile. Cei care lucrează în alte forme contractuale și care se vor adresa agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, vor depune de asemenea solicitările, cererea și declarația începând de mâine, ele se vor procesa în regim de urgență, termenul prevăzut în ordonanță este de 10 zile, dar nu vom aștepta până în ultimul moment, așa încât vă încurajăm să pregătiți documentele și să le depuneți la cele două entități menționate. Toate documentele se depun online. Am cerut atât Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cât și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, să se organizeze temeinic, astfel încât comunicarea să se desfășoare eficient prin mijloace electronice. Cele două instituții au dedicat adrese speciale de e-mail comunicate pe paginile de internet ale acestora și popularizate de noi prin intermediul partenerilor sociali și a altor entități care ne-au oferit sprijinul să disemineze aceste informații. Nici un angajator nu va plăti de la el urmând să-i se ramburseze fondurile, ci statul acoperă aceste cheltuieli din care angajatorul va plăti mai departe angajații, respectiv cluburile sportive vor plăti sportivii
contractați prin contracte de activitate sportivă, iar cei care lucrează în alte forme de muncă vor primi banii direct de la stat. Repet, e vorba pentru cei care au contracte individuale de muncă de 75% din câștigul salarial al persoanei pe luna martie, respectiv maxim 70% din câștigul salarial mediu brut. Pentru cei care depun solicitări la ANEPIS, în cazul sportivilor este vorba de aceeași regulă, 75% din câștigul reglementat prin contractul de activitate sportivă, maxim 75% din câștigul salarial mediu brut. Iar pentru celelalte forme de muncă este o sumă fixă, în același cuantum, de 75% din câștigul salarial mediu brut. Angajatorii care au posibilitatea să suplimenteze sumele acoperite de stat o pot face. Nu se fac controle în această perioadă. Am vorbit despre încredere, în sensul în care consider că statul trebuie să fie foarte aproape și rapid alături de cei care trec prin momente delicate, atât angajați cât și angajatori în această perioadă. Nu înseamnă însă că nu vă solicităm responsabilitate în condițiile în care vorbim despre bani publici. Declarația pe propria răspundere înseamnă o semnătură pentru veridicitatea informațiilor prezentate, sub precizarea că în măsura în care acestea sunt prezentate eronat, înseamnă fals în declarații sancționate de legislația în vigoare. Nu se vor face controle în această perioadă. Dorința guvernului Ludovic Orban este ca fondurile să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ele. Sunt entități închise ca urmare a deciziilor autorităților, respectiv entități care nu-și mai pot desfășura activitatea sau sunt afectate major, pentru că această epidemie de coronavirus ne-a dus în situația de a ne lua măsurile de siguranță, ceea ce a avut impact asupra economiei. Nu se fac controle, avem încredere în cei care depun aceste solicitări, dar ulterior traversării acestei perioade, având în vedere inclusiv faptul că ne propunem să recuperăm ca stat o parte din sume prin sprijinul Comisiei Europene, vor fi făcute verificări prin sondaj. Nu în această perioadă, ci ulterior perioadei de criză. Închei spunând că guvernul a luat aceste măsuri, subliniind asupra importanței pe care o are șomajul tehnic, pentru a încerca să păstreze angajații la locurile de muncă pe care le aveau înainte de criză. Celelalte forme de sprijin, șomajul clasic, fondurile pentru șomerii care, din păcate, și-au pierdut locul de muncă, continuă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Având în vedere situația pe care o traversăm, guvernul a insistat asupra acordării acestui sprijin pentru ceea ce se numește în limbaj popular șomaj tehnic, adică întreruperea temporară a contractului de muncă, pentru că este conștient de faptul că pentru angajatori este important să-și păstreze angajații. Odată ce această perioadă va trece, angajații care au lucrat în respectiva companie sunt cei mai bine poziționați să sprijine angajatorul, respectiv activitatea companiei în care au lucrat și alături de care rămân în această perioadă prin forma contractuală care este reglementată în Codul Muncii sub denumirea de șomaj tehnic. Vom continua cu alte măsuri, pe măsură ce ne sesizăm cu privire la evoluția lucrurilor și le vom prezenta în continuare. Am să dau cuvântul în ordine secretarului de stat Victor Picu pentru a vă sublinia pe scurt, tehnic și simplu măsurile pe care AJOFM-urile le-au luat și pe care le vor pune în practică începând cu ziua de mâine, de când așteptăm solicitările, urmând ca ulterior să facă aceeași prezentare secretarul de stat responsabil pentru activitatea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, domnul Alin Ignat. Reamintesc în finalul primei intervenții și fac acest lucru ca urmare a întrebărilor
pe care le-am primit în preambulul acestei intervenții respectiv în zilele trecute, reamintesc că măsurile luate de guvernul Orban se raportează la decretul privind starea de criză pe care domnul președinte l-a emis, și anume 16 martie, 16 aprilie 2020. Funcție de evoluția lucrurilor, în mod evident, vor apărea reglementări ulterioare adaptate situației de la acel moment. Domnul secretar de stat, vă rog. Mulțumesc, doamna ministru. Bună ziua tuturor. Doresc să transmit un mesaj foarte clar și scurt. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este pregătită pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor beneficiarilor. Agențiile județene, încă de săptămâna trecută, au luat la cunoștință de prevederile Ordonanței 30 și prevederile Ordonanței 32 și suntem pregătiți pentru a procesa în cel mai scurt timp documentele și pentru a face plata pentru șomajul tehnic. Acum aș dori să adaug câteva detalii tehnice. Suspendarea contractului de muncă se face în conformitate cu Codul Muncii, articolul 52, litera C. Din acel moment se notifică în revisal suspendarea contractului, iar perioada pentru care se calculează plata șomajului tehnic este de la data suspendării contractului la data încheierii stării de urgență. Condiția necesară este ca suspendarea contractului individual de muncă să se facă pe toată perioada stării, în perioada stării de urgență. Încă de săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a pus la dispoziția beneficiarilor un număr unic, un call center, la care fiecare dintre angajatorii sau angajații care au nevoie de informații cu privire la șomajul tehnic, au primit aceste informații. Documentele se vor primi și se vor procesa în modalitate electronică, prin e-mail, la adresa de e-mail județ@aneofm.gov.ro. Deci județele, de exemplu, Brașov, Aron, aneofm.gov.ro, iar acolo unde sunt județe cu formate din două cuvinte, Bistrița minus Năsăud, Aron, aneofm.gov.ro. Încă de mâine, toate agențiile județene sunt pregătite să primească solicitările beneficiarilor și plata se va face în cel mai scurt timp cu putință. În termenul de 15 zile prevăzut de ordonanță, însă vom încerca să plătim mai repede decât acest termen, pentru ca angajatorii să poată plăti mai departe angajaților. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! În primul rând, aș vrea să transmit tuturor cetățenilor că în calitate de secretar de stat responsabil cu coordonarea activității Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, pot să vă spun și să vă asigur că aceste agenții teritoriale și instituția națională, respectiv Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, sunt pregătite pentru primirea solicitărilor de la dumneavoastră și le vom soluționa cu celeritate, așa încât banii să ajungă la cetățenii care au nevoie de ei, la cetățenii care au fost afectați cel mai grav, cel mai puternic de această criză prin care trece întreaga țară. Aș vrea să fac unele precizări, pentru că din punct de vedere al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială vorbim de trei categorii de beneficiari. Prima categorie de beneficiari, care face referire la alți profesioniști, atât în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 30, cât și în ordonanța de urgență numărul 32, care a venit cu unele modificări. Trebuie să vă spun că în această categorie se încadrează foarte multe tipuri de activități, de la persoane fizice autorizate, la întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, dar și alte tipuri de activități, cum sunt cabinetele individuale de medicină dentară, cabinetele psihologice și alte astfel de activități.
Cât privește quantumul indemnizației pentru această categorie, vorbim despre un quantum de 75% din câștigul salarial mediu brut, mai exact de o sumă de 4.072 de lei. Din această sumă se vor plăti contribuții de asigurări de sociale, de asigurări sociale de sănătate și impozit. Felul în care se vor plăti aceste contribuții, termenul la care se vor plăti și modalitatea vor fi reglementate în zilele următoare printr-un ordin comun al Ministrului Muncii cu Ministrul Finanțelor Publice. Modalitatea de plată a acestor indemnizații va fi în contul bancar. Termenul de plată este de 10 zile de la data primirii solicitării, dar întăresc ceea ce a spus și doamna ministru Violeta Alexandru, facem tot posibilul ca acest termen să fie doar unul în care să ne încadrăm teoretic și să reușim în practică să plătim mult mai repede aceste indemnizații. Cât privește depunerea tuturor solicitărilor se va face electronic. Există adrese de mail dedicate pentru fiecare agenție teritorială unde se pot depune aceste solicitări. Aceste adrese sunt afișate pe site-urile agențiilor teritoriale și pe site-ul Agenției Naționale. Dincolo de acest lucru, există un infoline la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială cu 5 numere de telefon la care cetățenii interesați și vizați de aceste acte normative pot suna, pot pune orice fel de întrebare și pot primi orice fel de lămurire. Dincolo de acest lucru, trebuie să vă spun că documentele se depun, o spun la rândul meu, pentru perioada 16-31 martie se depun în perioada 1-10 aprilie și pentru perioada 1 aprilie-16 aprilie se vor depune în perioada 1-10 mai. Condițiile din punct de vedere al primei categorii despre care vorbeam, condițiile care trebuie îndeplinite, sunt să fie întrerupt activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus în România. Deci toate PFA-urile, toate întreprinderile individuale și celelalte activități care se încadrează în această prevedere trebuie să declare pe proprie răspundere că au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de COVID-19. Pentru această categorie de indemnizații, documentele necesare sunt o declarație pe proprie răspundere și cererea respectivă, formularul de solicitare. Sigur că, pe lângă aceste lucruri, vor mai exista documente care ajută să parcurgem cu celeritate procedura. Un exemplu pe care îl vi-l dau este extrasul de cont bancar, de unde poate să rezulte contul bancar în clar, să fim siguri că plătim acești bani exact în contul solicitantului respectiv. A doua categorie de persoane sunt persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă. Aici vorbim de sportivi, de antrenori, vorbim de arbitri și toate persoanele care sunt prevăzute de legea 69/2000, legea educației fizice și sportului. Quantumul la această categorie este de 75% din banii aferenți contraprestației activității sportive, maxim 75% din câștigul salarial mediu brut. Și aici vorbim despre plata contribuțiilor aferente și de plata impozitului, lucruri care vor fi, modalitățile vor fi reglementate, după cum am spus, prin ordin comun al Ministrului Muncii cu Ministrul Finanțelor Publice. Și în acest caz, declarația se depune la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială în modalitate electronică, prin poșta electronică, prin adresele puse la dispoziție pe site-urile instituțiilor. Plata, de asemenea, se face în contul bancar în maximum 10 zile de la depunere. Condiția este ca contractele de activitate sportivă să fi fost suspendate ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus. O mențiune importantă aici este că structura sportivă poate negocia împreună cu persoana al cărui contract de activitate sportivă a fost suspendat și alte forme pot stabili de comun acord și alte forme de compensație pentru diminuarea contraprestației financiare. Ultima categorie în legătură cu care Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
va face plățile pentru măsurile de sprijin, sunt persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe. Aici vorbim de persoanele prevăzute de legea 8 din 1996. Vă dau câteva exemple, vorbim de scriitori, vorbim de fotografi, artiști plastici, compozitori și alte categorii care câștigă astfel de venituri. În privința cuantumului indemnizației, vorbim tot de o indemnizație fixă de 75% din câștigul salarial mediu brut, din care la fel se plătesc contribuțiile aferente și impozitul. În cazul acestei categorii de beneficiari, se depune o declarație pe proprie răspundere, o solicitare și la fel un extras de cont bancar din care se rezulte contul unde se face plata. Plata se va face în contul bancar în maxim 10 zile de la depunerea documentelor. În încheiere, vreau să vă spun că suntem preocupați de tot ceea ce se întâmplă cu toate categoriile sociale, în special vă spun că mă voi preocupa în fiecare zi alături de doamna ministru, alături de doamna director general a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, să reușim ca acești bani, ca aceste măsuri de sprijin să ajungă la beneficiari, la oamenii care au nevoie de ele, cât mai repede cu putință și vă asigur de toată deschiderea și de toată aplecarea ca acest lucru să se întâmple în termen cât mai scurt. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegilor mei, atât la ANOFM cât și la ANEPIS. Se lucrează de mai multă vreme, nu rămâne să facem proba acestei seriozități cu care ne-am aplicat asupra măsurilor organizatorice. Aș vrea să reiau elementele esențiale. La AGOFM-uri se vor prezenta online, vor depune online o cerere și o declarație pe proprie răspundere angajatorii care au angajați notificați în revisal, angajați prin contracte individuale de muncă, suspendate temporar, notificat în revisal și pentru care solicită fondurile aferente șomajului tehnic, adică 75% din câștigul salarial al persoanei pe luna respectivă, respectiv 75% din salariu, maxim 75% din salariu mediu brut. Guvernul alocă aceste sume brute pentru a putea asigura angajații că își păstrează continuitatea la nivelul contribuțiilor pe care le plătesc la stat, astfel încât angajatorii au obligația să facă plățile, după primirea banilor, să facă plățile aferente nu numai angajaților, ci și să achite contribuțiile către bugetul de stat, astfel oamenii având continuitate în contractele lor de muncă. Fac precizarea că toate agențiile județene sunt în acest moment pregătite să răspundă întrebărilor, având în vedere publicarea celor două ordonanțe, 30 și 32, respectiv publicarea în Monitorul Oficial a tuturor actelor suplimentare, ordinele pe care le-am semnat în vederea aprobării, cererii și a declarației pe proprie răspundere. Cei care au alte forme contractuale, cei care lucrează prin PFA, cei care lucrează în întreprinderi individuale, cei care lucrează prin contracte de drepturi de autor și alte forme, mai puțin contractele individuale de muncă, se vor prezenta la AGPIS-uri, agenții județene pregătite de asemenea să primească atât întrebările cât și de mâine solicitările dumneavoastră pentru fondurile puse la dispoziție de guvernul Ludovic Orban. Nimeni nu plătește de la el urmând să primească banii prin rambursare. Sistemul pus la punct de guvern este tocmai să vină în sprijinul angajatorilor care nu mai au resursele respective pentru plata salariaților, dar și a celor care lucrează în alte forme contractuale. Cu cât dumneavoastră depuneți documentele mai repede, cu atât colegii mei, structurile județene le vor procesa rapid. Vreau să subliniez în același timp faptul că fiecare agenție județeană va intra în comunicare cu dumneavoastră exclusiv în mediul online. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog să o adresați prin telefon sau prin e-mail, nu este necesar să vă deplasați la sediul celor două entități. Prima dumneavoastră solicitare, dacă sunteți în categoriile vizate de acest sprijin guvernamental,
va fi depusă începând de mâine, aferentă perioadei 16 martie-31 martie. Închideți luna martie, după care pregătiți cerere, declarație și o trimiteți, dacă sunteți angajator cu angajați prin contracte individuale de muncă, la AJOFM-ul din județul în care aveți sediu social al entității. Cererea dumneavoastră, conform legii, va fi procesată în maxim 15 zile. Ne străduim ca acest termen să fie cât mai scurt. De îndată ce primiți banii, aveți un termen de 3 zile de la încasare, de la primirea banilor în cont, ca să faceți plata către angajații dumneavoastră, urmând ca până la termenul prevăzut de lege să faceți plata contribuțiilor. Pentru cei care lucrează în alte forme, depuneți la AJPIS-urile din județul în care vă desfășurați activitatea. Termenul prevăzut de cadrul legal de cele două ordonanțe, de a doua ordonanță, este de 10 zile. Ne vom strădui să le procesăm cât mai repede. În același timp, fac precizarea că celelalte forme de sprijin, de tipul acoperirea fondurilor pentru șomaj, merg în continuare înainte, nu am întrerupt nimic. Dacă sunt angajați care trec printr-o situație de tip întreruperea contractului de muncă, guvernul continuă măsurile pe care le ia pentru acoperirea șomajului în cazul în care se află în această situație. Totuși, fac un apel către angajatori să evite situația încheierii brutale a contractului de muncă cu angajaților, cu atât mai mult cu cât există acum această posibilitate de a-și acoperi perioada delicată prin care trec prin fondurile guvernamentale. Nu este ușor nici pentru dânsii, dar nu este ușor nici pentru angajații care primesc un simplu mesaj că de mâine nu mai au loc de muncă, respectiv nu mai au nicio formă de venit. Vă rog să avem înțelegere și unii și ceilalți pentru a depăși solidari această perioadă delicată. Puteți depune la începutul lunii aprilie prima solicitare pentru perioada 16 martie-31 martie, iar a doua solicitare va fi la începutul lunii mai, după ce închideți luna aprilie, pentru perioada 1-16 aprilie. Atenția mea se îndreaptă în această perioadă și către categoriile vulnerabile și foarte vulnerabile. Am avut în această dimineață și continui, pe parcursul zilei, consultări cu structurile asociative ale autorităților locale, cele care cunosc cel mai bine situația vulnerabilă a bătrânilor, situația vulnerabilă a persoanelor cu dizabilități, situația celor care se află în acest moment la limita suportabilității sociale prin faptul că și-au pierdut locul de muncă, respectiv au epuizat toate posibilitățile de a câștiga resurse pentru traiul zilnic. Urmează ca împreună cu echipa guvernamentală să venim în sprijinul acestor persoane de îndată, în colaborare cu autoritățile locale, care au și pârghiile, și cunoașterea și, sper, determinarea să contribuie la efortul de a veni în sprijinul acestor grupuri vulnerabile. Vom anunța în foarte scurtă vreme propunerile, măsurile noastre pentru aceste categorii și închei mulțumind foarte mult partenerilor sociali, tuturor celor care mi-au scris, care mi-au telefonat, care mi-au trimis sugestii, care mi-au împărtășit experiența altor state, separat de comunicările pe care le am cu miniștrii omologi ai muncii din statele membre cu care sunt în contact periodic. Le mulțumesc tuturor, este un efort de societate pentru care vă sunt recunoscătoare. Vă asigur că suntem responsabili și înțelegem care este în acest moment rolul nostru într-o situație cu totul delicată în care se află o bună parte dintre angajații români, respectiv angajatorii, și ne vom angaja cu toată puterea, cu toată forța noastră, să primiți acest sprijin cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc pentru toate semnalele pe care ni le-ați transmis, au ajuns la noi, le-am parcurs, le-am integrat în deciziile pe care le-am luat, consider că este un efort de societate pentru care vă mulțumesc infinit. Rămâne să comunicăm în continuare, am primit întrebările formulate de jurnaliști în timpul acestei conferințe pe măsură ce
ce interveneau cei doi secretari de stat, am fost ajutată de staful tehnic să ajungă la mine, vom comunica în continuare, ulterior, aceste intervenții pe toate canalele, astfel încât să ajungă informația la toți românii care au în acest moment nevoie de sprijinul guvernamental. Dați-mi voie să mulțumesc încă o dată tuturor celor care contribuie la acest efort. Voi face tot ce se poate și eu și colegii mei să diseminăm informațiile în țară, dar sprijinul dumneavoastră, ca ele să ajungă într-adevăr la cât mai multe persoane interesate, este crucial, așa că vă mulțumesc pentru contribuția pe care o aveți. Rămânem în continuă comunicare, urmând să avem informări periodice cu privire la măsurile luate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, de Guvern, de echipa noastră. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și rămânem în contact.